Poftiți, intrați și cumpărați, avem pitetii. Concurs de gătit cu sportive. Ruxandra Dragomir, Ana Maria Brânză și Monica Roșu au făcut mâncare pentru prietenilor. Brânză s-a topit în bucătăria în care cele trei sportive au preparat cele mai gustoase bucate. N-aș vrea să intrați în bucătăria, sunt circa 100 de grade, dar e foarte bun. Ați gătit? A, de toate, începând de la pește și o mâncare ușor asiatică până la tradiționalul porc românesc. Experiența din bucătărie a fost o relaxare pentru Ruxandra Dragomir, în timp ce Ana Maria Brânză a câștigat concursul și a fost lăudată de un francez care a comandat exact ce a gătit ea, un meniu cu brânză. Te simți bine în bucătărie? Da, excelent. Excelent, mai ales că sunt înconjurată de prieteni și de oameni necunoscuți care, din fericire, savurează tot ce am gătit noi. Campioană la spadă, Ana Maria Brânză a ieșit campioană și la gătit, dar recunoaște că a și suferit pentru performanța ei. În clipa în care auzi, ai două dalea, trei dalea, cinci dalea, te panichezi. Și o duci încet și unde termin. După ce a gătit ca un adevărat șef, Ana Maria Brânză vrea să îi și servească pe clienți. Vin ca ajutor, vin ca ceva, okay, bravo, ca să nu a făcut-o niciodată.